Festivalul Concurs Național de Interpretare a Muzicii Ușoare Românești, Flori de Mai, a ajuns la ediția a 33-a. 138 de concurenți din toată țara s-au înscris pentru a concura în, probabil, cel mai mare festival concurs de muzică ușoară din România. Cei mai talentați 56 de finaliști vor evolua live în cadrul festivalului în perioada 25-28 mai pe stadionul Ion Comșa din Călăraș. Invitați speciali, câștigătorii trofeelor Flori de Mai 2022, Catinca Leu și Robert Ștefan Iosifescu. Cei mai în vogă artiști ai momentului vin la Călăraș. 25 mai, Smiley. 26 mai, Iuliana Beregoi. 27 mai, The Motans. 28 mai, Loredana. Din 25 mai, vă așteptăm în fiecare zi pe stadionul Ion Comșa din Călăraș, începând cu ora 18. Intrarea este liberă. Organizatori, Consiliul Județean Călăraș și Centrul Județean de Cultură și Creație Călăraș. Sponsori, Ceres Container Călăraș și Carpatina.